Rețeta magiunului de prune Topoloveni a împlinit 100 de ani. Evenimentul a fost sărbătorit cu mare fast la Fabrica Argeșeană de ziua porților deschise. Magiunul de prune produs la Topoloveni înseamnă însuși poporul român, înseamnă imnul României, înseamnă tradiția românească, înseamnă cultura. În România este obligatoriu să începem să mâncăm românește, fără a păcăli pe consumator. A mânca românește înseamnă ca produsul să aibă ingrediente românești, să fie produs cu forță de muncă din România, pentru că tot ce se realizează ca profit trebuie să rămână în România. Vreau să fiu un exemplu, nu eu, eu și cu tot colectivul pe care îl coordonez, că în România se pot face lucruri excepționale. Cei prezenți la Topoloveni au avut ocazia să viziteze fabrica unde este făcut faimosul magiun de prune, cel mai premiat ambasador tradițional românesc și singurul produs autohton certificat de Uniunea Europeană cu indicație geografică protejată. Magiunul întotdeauna pe tot mapamondul a fost reprezentat de lingura românească și de câte un costum tradițional. Rețeta originală a constat în faptul că țărâncile, gospodinele din această zonă, fierbeau o scurtă perioadă de timp magiunul în acele tuciuri, după care, cu o intuiție genială, nu îl terminau de fiert pe tuci. Îl puneau în niște ulcere de pământ, iar ulcerele de pământ le puneau în cuptoare de pământ. Asta înseamnă că acolo nu mai era agresat produsul cu o temperatură a focului, rămâneau la o temperatură oarecum menajantă. Vasul pe care îl avem noi acum în fabrică, vasul Benmarie, vas în vas, prin care circulă acel abur tehnologic. Ceea ce am creat în plus în aceste vremuri este faptul că noi controlăm inclusiv temperatura aburului tehnologic, familia, colectivul, ne-am făcut datoria față de România, am pus pe harta lumii acest magiun. De la această aniversare a lipsit Gheorghe Menci-Nicopski, specialistul care și-a dat seama de valoarea produselor bioromânești și le-a promovat. Bibiana Stanjulov, directorul general Sony Impex Topoloveni, a declarat că profesorul a fost susținerea sa morală în crearea unei mărci care aduce prestigiu României și că producătorii din industria alimentară strâng semnături pentru grațierea lui Gheorghe Menci-Nicopski. Acesta a fost condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare.